Dacă ați citit procesul verbal, al boala cunoștință, aveți ceva obiecțiuni de făcut pe marginea acestuia? Procesul verbal de la ședința anterioară. Sunt obiecțiuni? Nu. Și puneți spre aprobare. Cine e de acord? Da. Deci procesul verbal de la ședința a fost aprobat. Doamna președinte, ordinea de zi de astăzi, 27 aprilie 2018, a ședinței Consiliului Local este următoarea. Proiect 1. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe trimestrul 1 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste pentru luna martie 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2018. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 21/2001 privind domeniul public al Comunii Berești-Aslău. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 6. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Este votat în unanimitate. Mulțumesc. Dăm cuvântul pentru domnului Griban. Da. Stimați doamnelor și domnilor consilieri, vă dau citire raportul de specialitate, numărul 2506, 25 aprilie 2018, privind execuția bugetului local pe primul trimestru al anului 2018. Domnul Tupac, în calitate de primar și orașul de Griban Pavel, consilier Mihai Cornelia și Ciobanu Viorica, referență în cadrul Serviciului Financiar Contabil, am procedat la analiza execuției bugetare pe anul 2018, trimestru 1, pe baza datelor de bilanț și contul de execuție, pentru care arătăm următoarele. Având în vedere ca bază legală legea numărul 2/2018 privind bugetul de stat pe 2018 și legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificate și completate, prevederile OUG 63/2010 și legea numărul 13/2011, articolul 49 alineat 12, potrivit căreia ordonatorul principal decret are obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe baza celor două secțiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât să nu se înregistreze plăți restanțe și veniturile încasate să fie mai mari decât plățile efectuate. Domnilor consilieri, așa cum cunoașteți de materialele și dezbaterile și aprobările anterioare, la nivelul administrativ teritorial al Comunei Berești-Aslău, în anul 2018, bugetul local a fost aprobat la partea de prevedere anuale în sumă de 9.999.000 de lei și în sumă de 3.642.000 de lei pe trimestrul 1 anului 2018. Iar la partea de cheltuieli, prevedere anuale în sumă de 11.984.000 de lei și în sumă de 4.222.000 de lei pe trimestrul 1. S-au realizat pe trimestrul 1 venituri în sumă de 1.704.238.000 de lei din prevederile de 3.642.000 de lei, ceea ce reprezintă un procent de 47% și s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.011.942.000 de lei din prevederile de 4.222.000 de lei, ceea ce reprezintă un procent de 24% la capitolul cheltuieli. Pe cele două secțiuni, realizările se prezintă astfel. Secțiune de funcționare. Total venituri. Prevederi în trimestrul anului 2018, 1.225.000 de lei. S-au realizat 1.570.000 de lei, 483 de, așa, de lei, procentul fiind de 128,21%. La secțiune de dezvoltare. Secțiune de dezvoltare înseamnă investiții pe care le avem în derulare. Am avut prevedere în primul trimestru de 2.417.000 de lei,
nu am făcut realizări decât de 133.145, deci un procent de 5,54%. Total venitul buget local, 3.642.000 de lei prevederi, realizări 1.704.238, un procent de 46.80%. La secțiune de funcționare cheltuieli, prevedere 1.501.000, realizări 878.097.000 de lei, un procent de 58.50%. La secțiune de dezvoltare, prevederi la cost de 2.721.000 de lei, realizări 133.145, procent 4.90%. Pe total secțiune cheltuieli, prevederi 4.229.000 de lei, realizări 1.011.942.000 de lei, deci un procent de 23.97%. Așa cum reiese din creditarea făcută, veniturile pe secțiune de funcționare bugetul local sunt realizate și nu necesită rectificare negativă a cheltuielilor pentru secțiune de funcționare. Iar la secțiune de dezvoltare, veniturile nu sunt realizate, întrucât nu s-au încasat sumele din fel, lucrările pentru obiectivele de investiții contractate, unde de a început în luna martie 2018. Pentru cheltuielile cu bunuri și servicii și investițiile angajate de la 31.3.2018 nu se depășesc veniturile încasate, astfel încât raportul între veniturile încasate și plățile efectuate este pozitiv și nu se înregistrează plăți restante. Așa cum v-am prezentat în acest raport, deci partea de funcționare este realizată, avem un procent de 128.21%, ceea ce reprezintă bugetul local realizat din impozite și taxe din veniturile proprii și veniturile curente, deci aici sunt foarte bine. La partea de dezvoltare, acolo de unde avem de încasat bani de la FEM, deci din fondurile europene, întrucât la prima tragere, când o să fie pentru lucrările care se vor realiza, atunci vor fi și încasările pentru plata acestor investiții în derulare. Dacă vreți să mă întrebați ceva despre acest raport, o să la dispoziție. Frumos, dacă sunt întrebări, completări, dacă nu trecem la următorul, spunem la vot, da. Da, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea recomandării cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice magnetiste pentru luna martie 2018, prezintă numărul 2000 de euro. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna martie 2018 a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Bereștiu. Având în vedere prevederile articolului 105 aliniatul 2 litera F al articolului 276 și al articolului 304 aliniatul 14 din legea numărul 1 de 2011 a Educației Naționale, până în vedere articolul 4 de Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în Sistemul Național de Învățământ și a prevederile articolului 1 din Instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 2/2011, privind navetei cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile articolului 36 aliniat 1 aliniat 2 litera A și D aliniat 6 litera A punctul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația locală republicată cu modificările și completările ulterioare în baza hotărârii numărul 35 din 17.04.2018 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Bereștazlău și a hotărârii numărul 22 din 17.04.2018 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Sârbeanu, în temeiul articolului 45 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, procur. Articolul 1.
se aprobă decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care fac naveta în Comuna Bereș-Tazlău, cheltuieli de deplasare aferente lunii martie 2018, școala gimnazială Bereș-Tazlău în cuantum de 3.453 de lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 35 din 2018 a Consiliului de Administrație. Articolul 2. Se aprobă decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care fac naveta în Comuna Bereș-Tazlău, cheltuieli de deplasare aferente lunii martie 2018, școala gimnazială Turluianu în cuantum de 3.333 de lei, conform tabelului anexe la hotărârea numărul 22 din 2018 a Consiliului de Administrație. Dacă sunteți de acord, supunem la vot. Dacă avem alte discuții cu acelea acestui ultime de zi, sunteți de acord? Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor anuale pentru persoană cu handicap pe anul 2018. Prezintă domnul secretar. După cum știți, în fiecare an noi aprobăm costurile pentru persoanele cu handicap care sunt în centre rezidențiale. Normal, procentul ni-l dă Consiliul Județean prin hotărâri. Eu dau citire proiectului de hotărâri. Având în vedere prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a legii 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, toate sunt republicate cu modificări, cu completări, a legii 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a legii 273/2006 privind finanțele publice, având în vedere raportul de specialitate, expunerea de motive și avizul Comisiei de Specialitate, având în vedere și adresa 58-12/2018, prin care ni se trimite hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 80/2018, în temeiul articolului 45-2 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, hotărâm. Se stabilește nivelul contribuției Consiliului Local al Comunei Bereș-Tazlău la susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2018 în procent de 35%. Ăsta este procentul fixat prin hotărârea Consiliului Județean. Mulțumesc, dacă aveți completări, admitări, dacă nu, spunem la vot. Cine este de acord? Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 21/2001 privind domeniul public al Comunei Bereș-Tazlău. Prezintă? Domnul Vici. Domnul viceprimar. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Bereș-Tazlău, județul Bacău. Primarul Comunei Bereș-Tazlău, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 3, alineat 4 și articolul 21 din legea numărul 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Guvernului numărul 548/1999, privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și judeților. Analizând raportul compartimentului de specialitate numărul 2543 din 25.04.2018, expunerea de motive a primarului comunei numărul 2544 din 25.04.2018, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bereș-Tazlău, numărul 2566 din 26.04.2018,
În temeiul prevederilor articol 36 alineat 2, litera C, articolul 45 alineat 3, articolul 48 alineat 2 și articolul 115 alineat 1, litera B, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând în domeniul public al Comunei Bereștazlău, județul Bacău, cum a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 21 din 30.08.2000, după cum urmează. La poziția 255, coloana 2, va avea următorul cuprins. Teren extravilan împrejmuit în zona interconectare F1, F2, reculator, robinet secționare, coloana 3, va avea următorul cuprins. Suprafața de 83 metri pătrați, tablaua 34, parcela 713, cu următorii vecini. La nord, rezervă comună, sud, rezervă comună, est, rezervă comună și vest, rezervă comună. Articolul 2. Se completează inventarul bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Bereștazlău, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 21 din 30.08.2000 cu poziția 255 conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului județului Bacău, Consiliului Local Bacău, primarului comunei și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul comunei în condițiile legii. Da. Fac niște precizări. Este vorba de, de fapt, noi am discutat și în comisii, este vorba de terenul unde are transgazul niște robineți pe Valea Nadișe. Și nu ai cum să nu treci în domeniul public, pentru că ei vor să facă niște lucrări și nici nu se poate trece într-un titlu de proprietate. În porțiunea are, e vorba de 83 de metri care iese în șosea. Așa. Și ei vor să facă niște lucrări și nu pot să facă până în terenul nu este... Apară în domeniul public. Da. Nu le dă... Eu și așa e. Da. El era în domeniul privat la noi, că ei plăteau. Da. Totuși relevența, însă vor în domeniul public. Asta e, dacă da. Sunt discuții... Mulțumim dacă sunt alte completări, discuții, alte propuneri. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Deci, raport de specialitate privind rectificarea bugetului local de anul 2018. De fapt, este un raport de rectificare. Domnul Dupan Dumitru, în calitate de primar și orator de critică, de domnul consilier și mai conere referent în domnul consilier al orului negrește. Domnul consilier, vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează. Baza legală este legea numărul 2 pe 2018 privind bugetul de stat pe 2018, legea 217 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Adresa școlii Bereștazlău numărul 1694 din 23-2018 și adresa școlii Tudoreanu numărul 1721 din 21-2018, prin care se solicită necesitatea efectuării de lucrări ca în școala Prisaca, Românești și Bocoteni, costând în schimbări acoperiși, montările de borlane de scurgere, alei de beton, scări acces, tempel, folțitoriți de oi și plata proiectului pe măsuri care obiectiv în parte. În temeiul articolul 36, alinia 4, litera, articolul 45, alinia 2, articolul 48, alinia 2, 115, alinia 1, litera B și articolul 117, în legea 215, cu 2001, privind administrația publică locală, cu modificări și completările ulterioare, propune aprobarea suplimentării programului de investiții pentru anul 2018 în sumă totală 302.000 de lei, din care cu finanțare în excedent buget local 302.000 de lei, ce cuprinde următoarele obiective. Poziția 2C, capitolul 65.02.04.01, alte cheltuieli de investiții în sumă de 302.000 de lei,
După cum urmează, care e ca schimbarea acoperiș școala Pesaca și proiectare, 82.000 de lei, e ca schimbarea acoperiș școala Românești, proiectare, facerea timpului exterioare, bostărie exterioare și facerea lei de acces în sumă de 128.000 de lei, și e ca schimbarea acoperiș școala Boșuteni și proiectare, în sumă de 72.000 de lei. După vedere la linia 1, se va reactualiza bugetul pentru anul 2018 și programul de investiții. Mulțumesc, mulțumim. Dacă sunteți de acord, completăm dacă mai aveți. Dacă nu, spunem la vot. Ce este pentru? Mulțumim. 6. Punctul 6. Probleme diverse. Ceva precizare la rectificare. Da. La rectificare. Dacă să dăm bază de discuții. Vorbim de fapt de perioada care era la ultima ședință, practic s-au întâmplat destul de multe lucruri, printre care începerea obiectivelor pentru care, vă spuneam, sunt semnate contractele de finanțare, respectiv construirea grădiniței în satul, Turluianu, și datorită timpului, care nu a permis accesul până acum, deja s-a trecut la săpăturii fundației și de acum să urmeze și partea de ridicarea construcției efectiv. De asemenea, la reabilitarea Căminului Cultural de Tăscani s-a terminat partea de demolare, rămânând în picioare partea care este considerată ca făcând parte din patrimoniul cultural, de fapt monument istoric, urmând consolidările și apoi reconstruirea părților care vor fi chiar reconstruite din temelii, cea care reprezintă interes ca interes monument istoric va fi consolidat și, bineînțeles, va crea un tot unitar. Sau făcut lucrări, dar încă nu sunt finalizate, la școlile care enunțate mai înainte, respectiv Prisaca, Românești și Boșoteni. Mulți am mai auzit discuții că, și așa, dacă copiii vor fi transferați la școala Enăcheje, respectiv Berești și Tescan, de ce am mai intervenit acum? Pentru că acolo rămân grădinițele, în primul rând, și nu putem să lăsăm o clădire să cadă pentru că nu mai prezintă interes pe moment. S-ar putea ca interesul să vină ceva mai târziu, atât din punct de vedere al școlii, cât și din punct de vedere social, pentru că și acolo se pot desfășura și alte activități. Nu trebuie să pierdem niciun moment din vedere faptul că dacă într-un sat dispare școala, a dispărut satul. Rămâne școala, biserica, sunt elemente care se înderează. De asemenea, s-a semnat contractul de finanțare, vă spuneam, și pentru acel utilaj pentru situații de urgență, respectiv o mașină de intervenție rapidă pentru în caz de incendii și nu numai. Acum suntem s-a definitivat caietul de sarcini și s-a postat SCAP fișa de date a achiziției, urmând ca achiziția să fie făcută cât de curând. Tot în stadiul ăsta sunt și celelalte proiecte, respectiv rețeaua de apă în satele Berești și Turluianu și rețeaua de canalizare tot în Berești și Turluianu, pentru că care s-au ridicat deja peste cap, numai au apărut ceva notări de la ANAP, adică Agenția Națională de Achiziții Publice. Noi am insistat pe faptul că ca un criteriu de eligibilitate să fie nu numai prețul cel mai mic, ci și calitatea. Am insistat pe faptul că acea firmă care va câștiga trebuie să prezinte o perioadă de garanție cât mai mare posibilă, pentru ca să nu ne trezim că vine cineva cu o valoare
dă un preț mic, dar și lucrarea e tot de prețul ăla. Adică trebuie să fim conștienți că nu neapărat, adică în momentul în care proiectarea și așa este făcută pe standarde de cost maximale, mai vine cineva cu un 50% din valoarea proiectului, vă dați seama că ne bate în joc. Și decât să ne bate în joc, mai bine nu mai facem. De asemenea, tot în SECAP suntem acum, s-a postat pentru reabilitarea dispensarului uman de la, Tescani și am demarat, procedurile pentru a ne înscrie și cu construcția unui cămin cultural la Berești Azlău. Punctajul, noi avem punctajul aprobat încă din 2007, iar acum prezentăm, ne ducem la, prin CNI e vorba de lucrarea respectivă și sperăm ca să obținem și finanțarea. Deja am transmis, am fixat locul de construcție în incinta fostului CAP, fostului curțea CAP-ului, unde avem și suprafața necesară și sperăm ca și funcție de punctaj, noi am avut un punctaj de 98 de puncte, deci eram cam pe locul 8 la vremea respectivă pe țară, să obținem și finanțarea, mai ales că comuna deocamdată nu dispune de un cămin cultural cu adevărat. Ceea ce avem la Tescani este un monument istoric adaptabil și pentru un cămin cultural pe care de fapt nu o să-l folosim prea mult ca și cămin cultural, ci mai mult pentru ca un spațiu de muzeistic și mai ales pentru spectacole ale elevilor, ale, mă rog, ale trupelor care vor vizita Tescani, mai ales că în preajmă este și muzeul de la Tescani care îngăzduiește atâtea concerte și prin asta noi putem să venim mai aproape. Adică nu e vorba de așa zisele acțiuni de nuntă, botez și așa mai departe. Cam astea sunt în mare obiectivele. De-aia ați văzut că și în execuția bugetară este foarte bine și îmbucurător faptul că veniturile au fost, deci într-un procent de 128%, e un procent foarte bun, bine că e și partea de început a anului, dar asta se referă la exact ceea ce ne-am și prognozat. Deci s-au depășit partea de venituri. Nu avem cheltuielile pe obiectivele propuse prin fonduri europene, pentru că abia le-am început. Urmează ca în perioadele următoare să facem primele tranșe de plată și în felul ăsta să și ne ducem, sperăm noi să le terminăm cât mai repede fondurile respective, ca și obiective să fie terminate la timp și poate de Dumnezeu să, și constructorul, să intrăm în, prin toamnă, să intrăm în, mai ales cu grădinița și poate și căminul. În mare, cam astea sunt lucrurile pe care vreau să vi le spun, cam ce s-a întâmplat de la ultima ședință și cam ce avem de gând să facem în bănuială. Mulțumim. Dacă mai sunt completări, dacă nu, supunem la vot. Problema pentru supunem la vot. Cine este pentru? Și trecem la punctul 6, probleme diverse. Da, e tot, adică, probleme diverse. Ca și perioada următoare, acum s-a început iarăși intervenția la drumurile pietruite pe acolo, pe unde, acolo unde este cazul după iarnă, după perioada de iarnă. Și încet, încet sperăm să le finalizăm și apoi să trecem și la drumul de exploatare, adică mă refer la drumul de la Prisaca către Islaz.
și în partea de jos acolo, apoi pe drumurile de la Românești, la Berești, iarăși sunt ideale, mai sunt drumurile de exploatare agricolă care trebuie să revenim la ele, pentru că au fost și roiri, au fost în perioada de iarnă destul de mare și, da, cu calm și înțelegere, da, și cu poftă de muncă. Trebuie nivelare la drumuri, cu autogrider, da, sau cu... Am intrat asta, vreau să vă spun, sunt în curs de execuție, acum lucrări de reabilitare la drumurile județene, pe 118-a Berești, Românești, Scani. S-au făcut deja șanțurile, e un inconvenient pentru cei care au proprietățile și de o parte și de alta, însă trebuie să-i obișnuim pe oameni să discutăm cu ei în așa fel încât paralel cu drumul să se facă drum de acces prin tarla. Fiecare cedează 2-3 metri cât e nevoie și se face drum și atunci nu se mai iese cu arătura până în asfalt și cu pluscă, protejează și asfaltul, scurgerea este în șans, chiar dacă e șans de pământ și chiar dacă nu are o scurgere neapărată către un râiaș, apa se infiltrează și drumul rămâne apoi curat. Am vorbit și cu firma care face lucrările respective, ca să acostamentul, să curățe acostamentul peste tot, inclusiv pe drumul județean 118, Prisaca Boșoteni și vor intra și pe 118B în Varanadi și spre Enăchești. Deci, odată astea sunt o lucrare, deci de șanțuri ai acostamente, plus peticire, mai ales pe 118A, drum pe care ni l-au cam distrus colegătorii de gaz și de petrol din zonă, care mai mult ne-au făcut stricăciuni decât au făcut, a adus ceva bun. De fapt, o să vă propun, probabil, într-o ședință viitoare, să inițiem și un proiect de hotărâre prin care să interzicem accesul, mai ales în zona Românești, pentru camioanele de mare tonaj, pentru că nu s-au ținut de cuvânt atunci când au promis că într-un an, doi de zile, vor betona sau asfalta drumul respectiv. Și dacă nu s-au ținut de cuvânt, nici noi nu putem să ne permitem să lăsăm cetățenii să suporte praful lor și zgomotul și vibrațiile care le strică casele. Deci, în cel mai scurt timp, o să adoptăm împreună o hotărâre prin care nu taxat, ci pur și simplu interzis. Că de taxat, îl taxez în momentul în care sunt condiții bune. Ce-ar mai trebui drumurile, marcajele, nu sunt marcajele. Da, din păcate, pe drumurile județene nu sunt administrate de noi. Da. Noi nu facem decât să-i sesizăm pe ei. Mă gândesc că acum, când vin cu lucrările astea, eu o să insist ca să facă și marcajul. Deci, odată ce se face reparații la drum, plombări, chestii de genul ăsta, automat vor veni și cu... Și adevărat, mai ales în zona școlilor. Noi am pus acum indicatoare de atenționare, dar, repet, nu prea avem voie să facem investiții pe ceea ce nu e al nostru, drumul județean. Da? Am găsit înțelegere și cred că o să găsim și acum ca lucrurile să fie în ordine. Legătură cu șanțele. Se vor face și podieții. Nu. Deci acum cu șanțurile care le fac ei, acum sunt numai în extravilan. În intravilan există și obligația cetățeanului ca să-și întrețină șanțul și zona din fața casă. Pe unde intri el? Aici e problema. Ca să aibă loc de intrare. Facem o intrare. La tarlale vor intra printr-o parte și vor ieși prin cealaltă. Două podieți. Iar fiecare cedează 2-3 metri, în așa fel încât să aibă un drum de acces. Și mult mai logic. Cât trebuie făcute podiețile astea, pe după aceea să fac și două podieți, stai puțin. Dacă fac podieți, unde să fac podieți? Nu, fiecare este la o într-o parte și în alta. Da. Deja sunt stabilite. Atunci poți să-i spui, acolo te duci tata aia, așa dacă ai podieți, ce poți să-i zici?
Nu, că se vor apuca, sunt fără șanță. Nu, nu avem poliție. Oamenii au înțeles și știu despre ce e vorba, am și vorbit cu ei. Mai ales că acum marea majoritatea terenilor sunt o parte, adică majoritatea sunt arendat. Arendat. Da. E un singur arendaș care, sau voi cât sunt ei acolo, care pierde mult. Voi metri de... Așa da. Trebuie făcut pentru 3 metri 50. E normal, logic, așa ar fi trebuit să fie peste tot, dar e mai greu, că asta e, când ești proprietar, deja vedeți că palma aia cu, de lângă vecini e mai scump, mai productivă decât aia care o ai părloacă. Asta e treaba. Dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumim pentru participare.